Bine ați venit! Numele meu e Mihai Olaru, sunt manager NPS la Nikon. Mă bucur că ați venit în această seară la prezentarea vârfului de gamă Nikon, Nikon D5. Vegas, la CES, a fost lansat vârful de gamă Nikon pe FX Nikon D5, de asemenea vârful de gamă Nikon pe DX Nikon D500. Nikon D5, aparatul care se adresează în principal fotojurnaliștilor, mai ales că în vară vor veni Jocurile Olimpice de la Rio și apoi Campionatul European de Fotbal, apoi fotografilor de eveniment. Sunt fotografii de nuntă, fotografii de covor roșu și, nu în ultimul rând, fotografiilor de wildlife. Gama Nikon, în prezent, D5, vârful de gamă. Specificațiile cheie, senzor 20 de megapixeli, 153 de puncte de autofocus, dintre care 99 tip cruce, noul ecran de 3,2 inci, tactil, după cum l-ați și testat deja. O să mai vedem ce operațiuni tactile se pot executa pe el. Transfer wireless de 4 ori mai rapid acum prin noul wireless transmitter VT6, ISO valori de la 100 la 102.400, extinse de la 50 la 3.280.000. Vor fi cu două sloturi de tip XQD și de asemenea va exista o variantă cu două carduri de tip CF, filmare 4K și pot fi realizate până la 200 de cadre în modul NEF. Pe care ați auzit de bufferul, merge 200 de cadre pe carduri de tip XQD. Cum spuneam, nou senzor cu 153 de puncte de autofocus, 99 tip cruce, așa sunt afișate punctele în viewfinder, dacă vă uitați. La inimicarea cu 25, 72 și 153 de puncte, grup area autofocus, auto area autofocus și 3D tracking. 99 de puncte de tip cruce, senzor de tip cruce. Exemple de focalizare, auto area autofocus, grup area autofocus,
focus tracking with Locon, dynamic area, single point. Pe partea de filmare, filmează 4K. Durata unei filmări este de circa 3 minute. La D500 este mai mare, este de 29 de minute și 59 de secunde. Acestea sunt formatele care filmează, formatul de bază și de asemenea pixel per pixel. Pe partea de declanșare trage cu 12 cadre pe secundă și ajunge până la 14 cu oglinda sus. L-ați auzit. Performanțe ISO, senzorul cu 21,3 milioane pixel total. ISO, valori de la 100 la 204.000, la 102.400, scuze. Exemple de performanță ISO, ISO la 6400, la 25600 și la 102.400. Pe parte de carduri, vor fi două variante, una cu două sloturi de tip XQD, știți cardurile XQD de la D4 și D4S, și o variantă cu carduri de tip CF. Ideea este că aceste carduri de tip CF au ajuns la limita maximă, adică nu mai pot fi dezvoltate. Deci viitorul îl reprezintă cardurile de tip XQD și să vă arăt care sunt diferențele. Dar la cadență. Poate filma 4K pentru că este de o suportă, dar nu știu, poate. Pe cardul CF pot duce... Oricum e doar 3 minute. Nu e vorba, vorba de secundă, dacă poate înregistra. Am înțeles că merg cele foarte performante. Volumul de date transferat. Da. Nu contează cât anume, dacă el 10 secunde, timp de secundă, nu poate descărca 200 de megabit da, de asta vreau să știu, că sunt două variante, CF și SQD. Se vor comercializa în principal cele pe tip XQD. La noi sau? Și la noi. Deci doar... XQD, în principiu XQD. E mai bine. E posibil să fie aduse și cele de tip, și cu cardul de tip CF, dar dacă vreți... Dacă doriți să utilizați aparatul la capacitate maximă, deci clar XQD. Nu mai sunt XQD-urile astea din prima generație. Sunt foarte, foarte mult îmbunătățite. Am înțeles de pe internet că producția e ceva de genul 80% XQD și 20% CF. Cam așa. Ideea este că, din ce ne-au spus, e posibil să fie, să le puteți schimba. Adică dacă v-ați achiziționat un aparat cu cardul de tip CF, da, puteți să duceți aparatul în service și să vă schimbe cu cardul de tip CF. Numai că, bineînțeles, acest lucru implică niște costuri și nu veți pleca cu modulul vechi acasă. Flux de, are motorul X-Speed 5. Ați văzut la reducere zgomot. O să vă arăt că acum vă puteți calibra aparatul cu obiectivul care se află pe aparat în modul Live View. Dacă până acum trebuia să dați plus minus de fiecare dată, să vedeți cam dacă e bine calibrat sau nu obiectivul pe aparat, acum o să vă arăt cum se face, se poate realiza acest lucru adică foarte ușor. 2 milioane de date să ne calibrăm aparatul. Da. Pe partea de conectivitate a fost lansat VT6. Înainte, până acum era WT5, acesta este de 4 ori mai rapid. Permite transferul rapid al imaginilor pe dispozitivele externe, pe telefon, pe tabletă, pe site. Ușurință în utilizare. Ați văzut că acum puteți să vizualizați imaginea 100% doar prin dublu click. De asemenea, contează foarte mult, dacă doriți să vedeți focusul aici, faceți aici și veți vedea focusul. Deci unde faceți tap, acolo vă arată punctul de focus 100%. Puteți să măriți sau să micșorați și de asemenea puteți să vizualizați imaginele mult mai rapid. Slot pentru telefon când o să la D500 încă și mai mult, puteți să și declanșați, să puneți punctul de focus și să și declanșați printr-o simplă atingere. De ce la D5 nu se întâmplă asta? Pentru că e utilizat în principal de fotojurnaliști
care trăgând ar putea atinge cu nasul ecranul. La D500 ecranul este la batabil și atunci puteți să declanșați de la... oricum, acum este doar o sesiune de prezentare a aparatului. Aparatul va fi disponibil din martie și atunci vom avea forma finală și vom putea discuta mai multe despre aparat. Corpul este din metal, așa cum este Gamma Pro la Nikon. S-au schimbat cauciucurile. Acum iarna s-au schimbat cauciucurile sau și lipiciul. Și cauciucurile și lipiciul. Da. Bine. Față de D4S și avem și D4S pentru cine vrea să testeze, e total diferit. Se mai deslipe sau nu? Asta timpul o să ne arate, vreau să zicem că nu. Este surpriză. Vrei să zici surpriză. Odată cu lansarea lui Nikon D5 și Nikon D500 a fost lansat și Blitzul, urmașul lui SB910, se numește SB5000. SB5000 permite control radio pentru prima oară la Nikon și de asemenea este primul Blitz din lume care are cooler pentru răcire. Deci puteți să realizați mult mai multe cadre de 4-5 ori la preț de unde? Preț undeva la 2500 de lei, parcă. Mai mult. Cum? SB910 e 1700. Nu prea știu prețul de atât. 18. Știți că Nikon și-a reînnoit toate super teleobiectivele. În principal, știți că a apărut noua gamă, sau noua, de fapt nu noua gamă, noua montură, dar nu montură, mod de control al diafragmei. Dacă până acum obiectivele erau de tip G și totuși aveau un levier pentru controlul diafragmei, odată cu noile super teleobiective și chiar cu obiectivul 24-70 a apărut diafragma electromagnetică. Obiectivele sunt mult mai rapide. Da, și 300 cu F4.